Record istoric la un meci de fotbal feminin, 91.553 de fani au fost pe Camp Nou la Barcelona, Real Madrid. Mai mulți spectatori decât a avut echipa lui Xavi în acest sezon. Articol de Andrei Crăițoiu, Dan Udrea, Remus Răureanu, publicat miercuri, 30 martie 2022, ora 17:33, actualizat miercuri, 30 martie 2022, ora 19:54. FCSB a făcut public bilanțul financiar al Centrului de Copii și Juniori. Anul trecut s-au cheltuit 1,5 milioane de euro, ceea ce a reprezentat peste 27% din totalul veniturilor clubului, în afara vânzărilor de jucători. Însă pentru 2022 sunt bugetate sume aproape la jumătate care să fie destinate Academiei. Becali n-a glumit când a zis, săptămânile trecute, că va reduce considerabil investiția pe care o face în propria Academie. Îi voi chema pe cei care conduc acolo și le voi spune că nu mai sunt dispus să dau peste 100.000 de euro lunar. Să vedem de unde tăiem, fiindcă vreau să reducem la jumătate costurile, a sunat amenințarea pe care patronul FCSB a făcut-o. Și a fost deja pusă în practică. Începând din acest an, FRF obligă cluburile să-și prezinte public bilanțul financiar și separat în privința centrului de copii și juniori, nu doar pentru întreg clubul. Iar o parte dintre grupările din Liga 1 s-au conformat deja. Printre ele și FCSB. Iar raportul conține ceea ce s-a alocat și s-a cheltuit efectiv pe întreg anul 2021, dar și sumele bugetate pentru 2022. Iar diferențele sunt incredibile. Anul trecut, sumele cheltuite de Becali pentru copii și juniori au însemnat aproape 1,5 milioane de euro, un record absolut pentru nivelul Ligii 1. Spre exemplu, Farul, care reprezintă în sine un club axat pe creșterea și dezvoltarea fotbaliștilor, a rulat puțin sub 1 milion de euro. Față de Botoșani, bugetul FCSB a fost de 3 ori mai mare, iar față de FC Argeș de circa 7 ori mai consistent. A început scandalul Gigi Becali îl face praf pe Edi Iordănescu. Dacă n-ai inteligență, stai acasă. L-a bat jocorit pe unul de ai mei. Cheltuielile Centrului de Copii și Juniori în 2021. Club sumă FCSB 1.500.000, Farul 970.000, Sepsi 670.000, Botoșani 490.000, Voluntari 380.000, FC Argeș 215.000, FCU Craiova 85.000. Cluburile care își publicaseră până azi situația financiară detaliată pentru Centrul de Copii și Juniori. Bugetul alocat de FCSB în 2021 e imens. Atât comparativ cu celelalte cluburi din Liga 1, cât și raportat la veniturile din exploatare realizate de FCSB, adică toate sumele intrate în club, cu excepția celor provenite din vânzările de jucători. Iar FCSB a cheltuit la Academie peste 27% din cât a produs timp de 12 luni. Cea mai mare parte din sumă, peste 600.000 de euro, o reprezintă salariile, primele și alte beneficii de care s-au bucurat antrenorii și toți juniorii. Apoi, alți peste 430.000 de euro au însemnat cheltuielile de întreținere și de modernizare a bazei de antrenament pentru juniori. Chiar și pentru achiziția de jucători eligibili pentru U19, Becali a plătit aproape 100.000 de euro, sumă care reprezintă mai mult decât tot bugetul centrului de juniori de la FCU Craiova pe anul precedent. Ce au reprezentat cheltuielile de 1,5 milioane de euro cu juniorii? Sursă sumă salarii, prime, beneficii 625.000, întreținere, modernizare, bază de antrenament 435.000, cazare și masă 210.000, achiziția de jucători 19 95.000, cantonamente, deplasări 75.000, echipament 25.000, medicamente și susținătoare de efort 13.000, total 1.478.000. Becali însă a dorit diminuarea drastică a finanțării către Academie și FCSB a respectat indicațiile patronului. A realizat un buget care are cheltuieli mai mici cu peste 40% pentru 2022. Mai precis, Becali e dispus să cheltuie doar 875.000 de euro. În acest fel, dacă se va respecta întocmai ceea ce FCSB a bugetat, atunci va însemna că în acest an FCSB va fi sub Farul, care și-a luat ca marjă de cheltuieli în jur de 1 milion de euro. 255.000 de euro a fost deficitul Centrului de Copii și Juniori, ce reprezintă diferența dintre sursele alocate și cheltuielile Academiei. De unde taie FCSB cel puțin 600.000 de euro la Academie?
Sursa diferența 2022 vs 2021 salarii, prime, beneficii, 3 întreținere, modernizare, bază de antrenament, 91 cazare și masă, 40 achiziția de jucători, 19, 100 cantonamente, deplasări, 10 echipament, 8 medicamente și susținătoare de efort, același buget. Man și Moruțan au alimentat Academia. Din cei aproape 1,5 milioane de euro cheltuiți în 2021 cu centrul de copii și juniori, ceva mai mult de 1,2 milioane de euro au fost alocați de FCSB din contribuția de 10% din transferurile de jucători și din contribuția de solidaritate UEFA. Vânzarea lui Man pentru 11 milioane de euro la Parma a avut loc în ianuarie anul trecut, iar cea lui Moruțan la finalul lui august, Galatasaray obligându-se să vireze 3,5 milioane, plus un bonus de 600.000 de euro. Pentru 2022, FCSB a bugetat că va aloca la Academie în jur de 300.000 de euro din contribuția de transferuri, ceea ce înseamnă că va încasa pe parcursul anului măcar 3 milioane de euro de pe urma unor transferuri de jucători sau resturi de plată de la cei vânduți deja. Cum stau echipele din Academia FCSB în acest sezon? Grupa de vârstă, situația în clasamentul 19, locul 3 în play-off-ul Liga Elitelor U17, locul 4 în play-off-ul Liga Elitelor U16, locul 2 în play-off-ul Liga Elitelor U15, locul 1. 580.000 de euro e pierderea bugetată de FCSB pentru centrul de juniori în exercițiul financiar al anului 2022, de peste două ori mai mare decât în 2021. Video pe cine critică Dumitru Dragomir după Israel, România 2-2. Citește și exclusiv Gigi și Teodora acoperă pierderile, în lipsa unui antrenor cu cotă bună, Becali e forțat să-și încalzi principiul. 3 pe 2 locuri, bătaie între FCSB, Rapid și Craiova pentru comitetul executiv. Plaite, șoc! Ce concurenți ar fi făcut amor la Survivor? Zmără i-a dat de gol, ce să fac, să dorm între ei. I-a chemat producția și eu.